Evenimentul de astăzi este în primul rând pentru oamenii noștri, pentru echipele care lucrează. Așa cum am spus și mai devreme, eu cred că cel mai important lucru este să lucrăm în echipă. Nu mai putem să lucrăm singuri. S-a terminat cu, cum să spun, cu inițiative de oameni providențiali. Nu există oameni providențiali. Există munca în echipă. Și ceea ce vedem noi astăzi aici este rezultatul echipei ALRO, formată din toți colegii noștri, de la muncitori până la management, care împreună încearcă să depășească criza, nu numai să o depășească, ci chiar să facă niște lucruri minunate. Cum v-am spus, eu nu cred în sustenabilitate, eu cred în durabilitate. Trebuie să fie lucruri pe care să le facem să fie durabile. Nu trebuie să facem un simplu eveniment cu Spitalul Județean sau cu Spitalul din Slatina sau cu, sau cu Liceul Metalurgic. Trebuie făcute parteneriate, cu liceul, cu spitalele, în așa fel încât comunitatea să simtă că nu e vorba numai de a veni la fabrică, la uzină, cum se spune în Slatina, să vină doar la uzină, să muncească, să își ia salariu. E vorba de rolul pe care în comunitate trebuie să îl avem și noi, astfel încât oamenii să știe că suntem parte din această comunitate și oamenii să trăiască mai bine. La final asta ne dorim cu toții, să trăim mai bine. Și cum am spus, eu doresc să trăiesc 150 de ani. Nu știu dacă o să apuc. Eu sper ca toți să trăim 150 de ani, ca să putem peste 150, peste 100 de ani în cazul meu, să facem încă o dată cu evenimentul ăsta. Și atunci să spunem nu 58, să spunem 200 de ani de existența lui ALRO. Asta m-ar bucura foarte mult.